Cutremurător pentru buzoienii cu apartamente racordate la regia de termoficare a orașului. Primăria a lansat în dezbatere publică noile tarife la energia termică, propuse să intre în vigoare de la 1 noiembrie. 417 lei fără TVA, ceea ce ar însemna aproape 500 de lei pentru o gigacalorie. În expunerea de motive a proiectului lansat în dezbatere publică, se precizează că primăria nu dispune de sumele necesare în bugetul local pentru acoperirea subvenției. Primăria nu mai poate subvenționa gigacaloria la Buzău pentru că nu mai avem bani. Această obișnuință, ca să-i zic așa, la orașele care au mai rămas din cele 350, am înțeles că mai sunt în jur de 60 și 19 au cerut subvenție la stat, cum a cerut și Buzău, s-a creat o obișnuință în timp ca să se acorde subvenții pe pierderile din aceste societăți de stat până la urmă, care aduc pierderi foarte, foarte mari. Deși primăria are undă verde pentru un împrumut destinat suportării subvenției, edilul șef declară că nu va apela la credit, mai ales că datoriile municipalității în contul RAM sunt și acum uriașe. A făcut odată, tot când era domnul ministru Teodorovici, ministru de finanțe, acum două legislaturi, trei legislaturi, are un credit de 5 milioane de euro, la care s-a mai adăugat anul trecut încă 7 milioane de euro de la o decizie definitivă a înaltei curs de justiție și casație pe un TVA neplătit din 2014, reabilitarea rețelelor din Buzău ar costa circa 12 milioane de euro, deci este o situație imposibilă, acest sistem nu mai poate funcționa în acest fel, drept pentru care am luat decizia de a introduce un proiect de hotărâre de Consiliul Local, astfel încât începând de la 1 noiembrie, toată lumea, în Buzău mai este vorba de circa 12.000 de apartamente, toată lumea să plătească prețul întreg al gigacaloriei, adică 417 lei fără TVA. Singura speranță rămâne într-o alocare de fonduri din partea guvernului, chiar dacă, până acum, Buzăul nu a primit un răspuns favorabil la solicitarea de finanțare. Bineînțeles, sperăm până în ultima clipă, respectiv pe data de 31 octombrie, guvernul să revină ca de obicei și să dea această subvenție, pentru că guvernul a fost cel care, după timpul guvernului Năstase, a fost cel care a obișnuit UAT-urile și oamenii să se dea aceste subvenții. Pentru a nu se ajunge la scumpirea gigacaloriei, primăria ar avea nevoie de un sprijin guvernamental de aproape 7 milioane de euro.